Salutare tuturor, vorbesc mai tare că mai e și zgomot. Suntem în hala de producție a tramvaielor. Avem comandate 4 tramvaie Civitas, cele cu alb și roșu. Și am venit să le văd la fața locului, să mă asigur că se respectă graficul și că le vom avea în trafic cât de curând. Și cu ocazia asta am zis să vedem și cam cum arată așa când nu e gata. Și am uitat câte fire și instalații sunt într-un tramvai. Noi nu le vedem decât partea frumoasă a lui, să zicem așa, mai puțin ce este în spatele pereților și a scaunelor și tot ce ține de bord. Revenim pe subiect, nu e un subiect nou, dar am vrut să vedeți că ne ținem de el, pentru că mai avem cam jumate din flotă veche și ne dorim cam 3 ani, 4 ani de zile, ca întreaga flotă de tramvaie să fie nouă. Dacă tot am sărbătorit ieri și ziua transportatorului, am venit și la ceea ce trebuie să oferim transportatorilor, pentru celor din domeniul de la CTP, pentru a avea în condiții bune de în trafic și, evident, în primul rând, arădenilor. Revenim pe aici, că ne bucurăm atunci când vedem, cu atât mai mult cu cât este în Arad la Astra Vagoane. Zi frumoasă!